întâmplat de ziua orașului pe 14 octombrie, seara, la 9 seara, era multă lume, concertul mergea deja, mă plimbam singură pentru că nu aveam prieteni cu care să mă plimb prin centru și m-am apropiat de o masă, de una dintre mesele de lângă un bar. Am stat puțin și au propus să mergem la ei la întreprindere. Am luat un taxi, am ajuns la întreprindere, am vorbit doar de lucru și am înțeles că vorbim ceva serios, petrecem interesant timpul. Am ascultat muzică, am glumit, care unul din ei a început să se comporte foarte agresiv cu mine și mi-a propus relații intime, eu am refuzat pe complet și el a început să mă lovească fără întrerupere. După ce am îndeplinit toate condițiile care le-au pus ei, au chemat taxiul să mă ducă acasă. Și eu am spus taxistului că am fost violată și bătută. Taxistul a sunat la poliție și poliția a intervenit destul de repede.